Serviciul Etnografie din cadrul Muzeului Național al Bucovinei organizează la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc cea de-a 26-a ediție a expoziției concurs de desene Viste copil în casa bunicilor. Tema din acest an este Povestea lemnului meșteșugit. Pot participa elevii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani din toate școlile municipiului Suceava cu desene pe tema concursului. Lucrările vor avea obligatoriu etichete lipite în dreapta față și vor cuprinde numele și prenumele elevului, școala și clasa, numele și prenumele profesorului îndrumător. În zilele de miercuri și joi, între orele 10 și 16, cu programare în prealabil pentru clasele interesate, se vor desfășura la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc lecții muzeale pe tema concursului. Desenele vor fi predate la Hanul Domnesc până pe data de 31 mai anul curent. Vernisajul și premierea lucrărilor va avea loc vineri, 3 iunie, tot la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc.